lui Mălin Cristache este suficient să-i pronunți numele și imediat îți dai seama că e vorba de cel mai important reprezentant al jazzului manuș de la noi, Hot Club de Bucarest, fiind principalul proiect care le reprezintă pe el. Ca orice artist care se respectă, caută noi modalități de exprimare. În seara asta, la ceinăria Infinity din cartierul Cotroceni, va concerta alături de un alt chitarist. Te salut, Mălin! Bună ziua, Ștefan! Salut! Cum și de ce s-a născut noul tău proiect? Este un proiect paralel, practic. Greg Martin funcționează și în trupa completă, care este o formulă mai mare. Avem și o solistă, care este și un proiect la operetă, a luat un casting la Phantom of the Opera. Raluca Stoica se numește, o fată foarte talentată. Greg Martin este o formulă, ca să zic așa, economică. L-am întâlnit acum un an, a venit din Franța, mi-a scris înainte să vină în România, pe net, mă numesc Greg Martin, v-am cântat piesa Swing de Bucarest la Marsilia, a devenit oarecum un hit și aș dori să cânt cu dumneavoastră. Este posibil? Zic, sigur, să ne întâlnim, să vedem cum ne înțelegem. De la prima întâlnire a fost totul perfect. Cât de diferit este repertoriul vostru față de ceea ce cânți în formula Hot Club de Bucarest? Pe lângă piesele tradiționale de jazz manuș, am abordat și standarde de jazz, dar aduse tot în stil. Mai cântăm piese din repertoriul lui Edith Piaf, șansonete, muzete. Cam asta ar fi diferența. Muzica pe care o cântați voi este una specială în raport cu ceea ce se cântă acum pe piața muzicală și, în plus, este acceptată fără cea mai mică reținere de public. Nu v-ați gândit să faceți un disc? Cred că ar avea mare succes. Ne gândim de foarte mult timp. Din păcate, nu ne-am găsit încă un studio pe măsura așteptărilor. Noi avem instrumente speciale, încă nu se cunoaște foarte bine acest tip de instrument aici. Mă refer la arhitectura chitarelor, după cum știi, este specială. Iar foarte mulți ingineri de sură, de exemplu, funcționează presetat. Nu ți ascultă instrumentul să observă dacă într-adevăr există ceva special și să-i dai exact culoarea și sound-ul care trebuie. Suntem în discuții și noi suntem siguri că va avea succes pentru că publicul ne cere de câțiva ani buni. Avem piesele, avem compozițiile, sunt compozițiile mele, o să așteptăm să găsim un studio bun și eventual pe cineva să ne și susțină, puțin financiar. Nu rămâne decât să ne vedem diseară la ceinăria Infinity de la ora 8. Mulțumim foarte mult!